E ziua ta, e ziua ta, la mulți ani îți doresc. La mulți ani! Și toată lumea bea, și toată lumea vrea să-ți spună. E ziua ta, e ziua ta, la mulți ani! Astăzi, cu mare drag, echipa surpriză la tine acasă și am îndreptat direcția spre satul Brinjeni. Preună Fălești, venim spre Valerica, care face frumoasă vârstă de 17 ani, însă noi nu am găsit-o aici la școală, unde am fost noi direcționați. Deci noi mergem direct acasă la Victoriță să o găsim acolo, să o surprindem, să-i aducem darurile frumoase și să-i urăm la mulți ani din suflet. Cu mare drag, haideți cu noi! Școală, ne-am părut în căutarea Valericii Bordeian, am ajuns și la ea acasă, am găsit-o, deci cu mare drag, iarăși, vă rog să mergem, să o vedem, să facem cunoștință cu ea, să-i aducem aceste fărăcele frumoase, o turtică dulce și o șampanie din partea cu Eva, de la cine aflăm împreună. Haideți! E ziua ta, e ziua ta, la mulți ani îți doresc! Valerica, tu știi că noi azi, Pito surpriză la tine acasă, te-am dat în căutare, te-am căutat la școală, mi-am spus că nu ești, deci uite că am fost direcționați la adresa dată. Am venit spre tine cu acest buchețel frumos, cu o tortică și o șampanie și vrem să te întrebăm. Cine crezi că azi vrea să te bucure de ziua ta de naștere? Prietenul meu. Dai și nume? Șaravel Boris. Da. Să știi că Boris astăzi nu a uitat de tine cum nu a uitat nici în zilele trecute. Deci, în semn de stimă, respect și dragoste care ți-o poartă, a apelat cu mare drag la noi și ne-a trimis aici să-ți aducem aceste floricele. Așa. Și o să începem noi, probabil, cu... Hai să începem cu tortica noastră, dulce. Uite așa. Avem aici și o șampanie, dar o să rugăm cu mamica să o țină. Mulțumim. Așa. Fiindcă avem aici un buchet superb de trandafir care vine spre tine. Îți urează din suflet la mulți ani. Să știi că gândul este întotdeauna la tine, chiar dacă se află acolo departe, la mii și mii de kilometri, tocmai în Germania. A vrut astăzi să te bucure, să-ți aducă zâmbetul frumos pe buze, să simți că te iubește, că îi dor, că vrea foarte mult să vină acasă, însă mai ai puțin de așteptat, să ai răbdărică, să fii cu mincioară, să îl iubești și tu reciproc. Deci să știți că la voi acum e o dragoste frumoasă, o dragoste începătoare, sunteți tinerei ambii, deci... Să vrați din plin de această frumoasă a voastră relație. Sunteți încă într-o relație liberă, deci fiecare are dreptul să aleagă ce e mai frumos pentru fiecare. Deci dacă v-ați ales unul pe altul, să vă respectați, să vă iubiți, să fiți întotdeauna uniți, sufletește, căci distanța cumva vă ține unul acolo, unul aici, dar sufletele voastre să se țină unite până vă revedeți. Ok? Sănătate și la mulți ani! Uite, mai țin aici un buchețel pentru tine. Și acest buchețel este din partea a mai multor persoane care te iubesc și care îți urează azi la mulți ani. Și vreau să te întreb. Intuiești despre cine este vorba? Nu. Colegii de clasă? Nu. Uite, ți-l înmâniez, după care dau citire la niște nume, fiindcă ei sunt foarte mulți. Ok? Bine, uite. Hai să pici acest buchețel. Așa. Acest buchețel vine cu mare drag spre tine din partea Elenei, Maria, Marina, Ana, Maxim, Madalina, Sergei și Lavinia. Cunoști așa persoane? Cunoști așa persoane? Da? Da. Poate să știi că ei sunt complicii noștri, ei sunt cei care ne-au ajutat la efectuarea acestei surprize, dat fiind faptul că Boris este departe. Însă noi aici împreună, la Moldova, am organizat cu mare drag și nu au putut ei să nu te felicite și ei cu un buchețel frumos, să-ți ureze la mulți ani din suflet. Să-ți spună că te stimează, că ești o fetiță bravo, îți urează mari succese la școală, la examenele care se apropie și doar succese și realizări frumoase în drumul de înainte. Să-ți iubești părinții, să fii și tu iubită de mămică, de familia ta dragă, succese, realizări și ne reîntâlnim tot atât de frumoșică, zâmbitoare, gingășă și bine primitoare. Îți urăm la mulți ani și o zi frumoasă. Dacă ai și tu ai transmite la Boris aici ceva, să știi că el așteaptă cu mare drag. Vreau să-i transmit că foarte mult îl iubesc și îl aștept cu mare drag acasă. Îi mulțumesc foarte mult pentru surpriza pregătită și neașteptată din partea lui.
Respect foarte mult și mi-i dor foarte tare de el. Probabil e cel mai important și cel mai frumos ce putea să audă Boris astăzi de la tine. Un la mulți ani din suflet și o zic mai luminoasă să ai. Numai bine. Eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc, într-adevăr, are niște prieteni foarte cum scade. Îmi place cercul de prieteni care și eu ales. Și le doresc și lor mult sănătate și la cei din străinătate și la cei care sunt mai departe. Și mult sănătate la toți. Sigur. Și dumneavoastră, vă mulțumesc mult pentru tuturor dumneavoastră. Noi întotdeauna cu mare drag. Pentru steneala. Care a fost o surpriză la care nu m-am așteptat. Păi, probabil acesta este rolul nostru. Mai mult iată. Ok, la mulți ani din suflet. Mulțumim dumneavoastră de primirea caldă. Vă dorim o zi frumoasă și mulțumim mult. Și toată lumea bea, și toată lumea vrea să-ți spună. E ziua ta, e ziua ta, la mulți ani îți doresc. La mulți ani! Și toată lumea bea, și toată lumea vrea